Doamnelor și domnilor, eu sunt Dr. Mihail și bine v-am găsit la știrile groazei. 14 persoane au fost testate în Marea Britanie pentru infecția cu coronavirus, dar rezultatele au fost negative, a anunțat Agenția pentru Sănătate Publică. În tot acest timp, Organizația Mondială a Sănătății ia în considerare declararea urgenței internaționale după ce autoritățile din China au anunțat că noul virus gripal descoperit acolo se transmite de la om la om. Este doar o chestiune de timp până când Europa și implicit România se vor confrunta cu această problemă. Inevitabil s-a produs. Virusul care înspăimântă omenirea a fost confirmat pentru prima dată în Europa. Soldații nu au voie să poartă mască în public. În momentul când am văzut soldații cu mască, am conștientizat, da, se întâmplă ceva, este serioasă treaba. Virusul letal se numește coronavirus pentru că la microscop virusul are o membrană spiculată care ți aduce aminte de o coroană. Ok, poate am putea să ne oprim puțin și să trecem știrile prin propriul nostru filtru și să punem lucrurile în perspectivă și în raport cu alte probleme reale pe care le avem în ziua de astăzi. Poate vi se pare că sunt prea vesel pentru un astfel de subiect, dar nici foarte stresați n-ar trebui să fim și să punem toate aceste știri în context, în raport cu alte boli și să vedem cum stăm noi de fapt cu acest nou coronavirus apărut în China. Așa că hai să dăm drumul la cronometru, să dezbatem acest subiect și să vedem care este adevărul astăzi despre acest coronavirus. Coronavirusurile sunt o familie de virusuri zoonotice, adică care se transmit de la animal la om, dar și de la om la om. Și sunt responsabile pentru 25% din toate răcelile pe care le avem pe acest pământ. Adică din 4 oameni răciți, unul va fi infectat cu un tip de coronavirus. Pe lângă asta, coronavirusurile au fost responsabile pentru cele două sindrome respiratorii severe. Sindromul respirator din Orientul Mijlociu, care în 2012 a infectat 2200 de oameni, din care 34% au murit, adică o mortalitate foarte mare. Și sindromul respirator acut sever, care în 2002 a infectat peste 8000 de oameni, din care au murit sub 10%. Până în prezent, tulpina de coronavirus nou descoperită în China a infectat sub 2000 de oameni, iar mortalitatea este de sub 2%, adică mult mai mică decât a tulpinilor precedente. Și este extrem de important să precizăm că cei decedați sunt persoane vârstnice. Media de vârstă a celor decedați este de 75 de ani. Sunt oameni cu comorbidități, cu boli cardiovasculare, hipertensiune, cu boli metabolice, cum ar fi diabetul, persoane care iau cantități mari de medicamente ca să se mențină în viață. Astfel de oameni de regulă sunt omorâți și de o răceală banală, nu de acest virus ucigaș letal. Un lucru la care ar trebui să ne concentrăm este faptul că în lume, în fiecare an mor între 300.000 și 650.000 din cauza gripei. Asta e un număr de peste 50.000 de oameni pe lună. Simplul fapt că avem vaccin ne dă o falsă senzație că ne putem proteja împotriva acestei gripe. Dar mă întreb câți dintre noi, cei care suntem speriați de faptul că nu există încă un tratament pentru acest coronavirus, sunt de fapt vaccinați pentru gripa obișnuită sezonieră. La început acestui an, Organizația Mondială a Sănătății a lansat o listă cu 13 pericole care ne așteaptă în acest an. Unul din aceste pericole este reprezentat de bolile virale care pot fi prevenite, boli prevenibile prin vaccin, cum este rujeola care anul trecut a omorât peste 140.000 de oameni. Boală prevenibilă, 140.000 de morți. Până în momentul de față, Organizația Mondială a Sănătății nu a emis nicio recomandare de călătorie. Cu toate astea, trebuie să fim atenți la igiena de bun simț, care presupune 4 puncte. În primul rând, să ne spălăm des pe mâini. Igiena mâinilor este foarte importantă. Nu ne dăm seama când dăm noroc cu cineva infectat sau apăsăm pe butonul de la lift sau schimbăm niște bani sau punem mâna pe telefonul nostru pe care am pus mâna după ce am dat noroc cu cineva care este infectat. Este foarte important să ne menținem mâinile curate. 2. Evităm contactul cu persoanele deja bolnave. Când vedem pe cineva care strănută, tușește și este în mocer răcit, este bine să evităm pe cât putem contactul cu acesta. 3. Atunci când suntem răciți, este bine să purtăm acea mască chirurgicală și vreau să vă atrag atenția. Masca chirurgicală este proiectată și făcută în așa fel încât chirurgul sau medicul care o poartă să nu transmită germenii mai departe către pacient. Ea nu este proiectată ca să ne apere pe noi, pentru că noi respirăm
prin spațiile care rămân pe lângă mască, iar germenii din aer pătrund prin aceste spații. Și aici vreau să fac o mică paranteză. În ziua de astăzi, să ai nasul roșu, să strănuți, să tușești, să fie clar că ești răcit și că ai o viroză și să ieși afară, în public, în magazin, în centru, ori la serviciu, fără să porți o mască, mi se pare mai puțin urât să ieși pe stradă să bei o sticlă de suc și să o arunci pe jos, decât să ieși răcit pe stradă fără să porți acea mască. Și 4. Când tușim, vă rog frumos, nu mai ducem mâna la gură, ducem cotul, ducem batista, tușim în tricou, găsim orice altă soluție, dar nu în mână, pentru că... Ai rău, frate! Bate cuba, frate! Asta mai piticule, ce copilaș drăguță! Ori de câte ori ne vine să tușim sau să strănutăm, cotul este singura opțiune. Asta fiind spuse, ceea ce trebuie să știm este că în momentul de față, gripa reprezintă o problemă mult mai mare decât acest nou coronavirus. Într-adevăr, este o tulpină nouă care prezintă în viitor un risc pe care noi nu-l știm. La fel cum nu știm dacă o să cade meteorit pe planetă, la fel cum nu știm dacă mâine o să înceapă cu tremure în toată lumea. Există pericolul ca și acest virus să se transforme într-o pandemie. Faptul că autoritățile sunt precaute și iau măsuri, asta este foarte bine, dar în momentul de față, panica pe care o vedem în media este complet nejustificată. Asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, dați subscribe la canal. Subiectul de azi a fost ales din comentariile voastre, așa că comentați în jos ce subiect ați vrea voi să abordez pe viitor. Bateți cuba!